se evită balonul aruncat în careul CFR-ului, este clar, s-a lucrat mult la această strategie. Luis Felipe primește de la Bordeanu, Felipe, gol! Ho-ho! Spectacol la Iași, 2-0, marchează în acest minut 22, incredibil, 2-0 pentru Poli Iași, incredibil cu câtă ușurință reușesc băieții lui Leo Grozavu prin croatul Cataneț să-și mărească ecartul. Cât de ușor pare fotbalul, dar este un început de meci perfect pentru Poli Iași. Luis Felipe, pericolul numărul 1. Cât de bine stă aici Bordeanu, se informează, atacă balonul, trimite simplu din prima, balon, atenție, lovit mai mult cu tibia, am impresia. Nu, cu latul, am avut impresia că l-a lovit în tibia piciorului stâng pe Cataneț. Bine, n-a fost lovit așa cum și-ar fi dorit Cataneț, dar ce contează? Este o minge trecută printre picioarele lui Răzvan Sava pentru acest Poli Iași CFR 2-0. Este un 2-0 conform cu realitatea ce s-a întâmplat până acum pe teren. CFR-ul nu ia notă de trecere pe ofensivă,